Bun găsit, doamnelor și domnilor, iată care sunt cele mai importante știri din sport. ACS Volei Municipal Zalău încheie sezonul regulat pe teren propriu. Sâmbătă, de la ora 18, elevii lui Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae primesc vizita echipei VCM LPS Piatra Neamț, grupare aflată pe locul 9 înaintea jocurilor din ultima etapă a primei părți a întrecerii interne. Etapa a 22-a mai programează sâmbătă alte trei partide: AS Volei Club Caransebeș, CS Știința Explorări Baia Mare, SCMU Craiova, CSM București și LMV Tricolorul Ploiești, CS Dinamo București. Partida dintre CSU Cluj și CSM Tomis Constanța nu se mai dispută, deoarece echipa de la malul Mării Negre s-a retras din campionat și pierde jocul cu 3-0, în timp ce duelul dintre CS Unirea Dej și CS Arcadia Galați s-a disputat în devans, marți, 15 martie, și s-a încheiat cu victoria echipei gazdă, scor 3-0, pe seturi 25-20, 25-23 și 25-17.